vă spunem din nou aici de la standurile editurii Herald. Un nou eveniment, cel de-al treilea eveniment, ziua de azi, duminică 24 noiembrie, ultima zi de târg Gaudeamus. Secretele învățăturii Kriya Yoga și lansarea noii colecții Yoga. Este un eveniment prilejuit de lansarea cărții Kriya Yoga, Secrete Revelate, manual teoretic și tehnic de Stevens. Invitații noștri în această după-amiază, Dan Fleșaru, organizator de evenimente, practicant al tehnicilor de Kriya Yoga, Dan Draica, practicant de Kriya Yoga și colegul meu, cei care ați rămas în continuare la eveniment, l-ați văzut și la evenimentul anterior, Mihai Liță, redactor de carte, curatorul colecției Yoga, administratorul blocului de carte spirituală Book of the Planet. Pentru început, pentru că vorbim în cadrul acestui eveniment despre o carte remarcabilă, Kriya Yoga, dar și despre lansarea unei noi colecții, este vorba de colecția Yoga, aș vrea să-l rog pe colegul meu, pe Mihai Liță, să ne vorbească puțin despre această colecție și la fel de puțin și despre celelalte colecții, așa cum pomeneam și la evenimentul anterior, cel pe Tantra, care au cumva legătură cu tradițiile spirituale și cu spațiul geografic yoga. Bună ziua! Accentul se pune pe cuvântul puțin, pe care colegul meu l-a repetat de două ori, o să încerc să mă conformez. Tradiția indiană are la editura Herald două colecții. Una dintre ele, tocmai am vorbit despre ea, este colecția Tantrei de sorginte hindusă. În ordinea cronologică a evenimentelor, există un filon principal care provine din vechime, din vremurile vedice, și care apoi parcurge întreaga spiritualitate a Indiei. Este acest filon, mă rog, din propriu spus, dar să-i zicem brahmanic, care începe cu Vedele, continuă cu multele scrieri, între care Upanishadele, Bhagavad Gita, Yoga Sutra. Sigur că ele după aceea se pot împărți în ramuri și specialiștii o să strâmbe din nas la împărțirea mea așa, grosso modo. Dar în esență există această formă de yoga pe care, de exemplu, o practică ordinul, cele 10 ordine de sanyasi, de călugări, și pe care o practică, de fapt, fiecare hindus, pentru că ei se reclamă de la o lege eternă, Sanatana Dharma. Despre aceasta e vorba în această nouă colecție, care i-am zis yoga. Pentru că interpretarea dată aici termenului yoga nu este neapărat de yoga din Yoga Sutra sau numai, ci este de practică a meditației. Pentru că yoga înseamnă să unifici ceva cu altceva. Adică ființa individuală cu realitatea ultimă. Și aici sunt nenumărate posibilități de exegeză, nu dezbate. Deci acestea sunt cele două colecții. În această colecție aș putea spune că o să punem tot ce nu e tantra, sau toată învățătura acestui mainstream brahmanic, toate învățăturile marilor yoghini, și în general este o linie care, ca orice linie spirituală, este mai degrabă ascetică. Tantra este o cale deschisă către orice experiență a vieții. Cele două parole, dacă vreți, pe care le-am mai spus, în cadrul tantra este o sintagmă iti, iti, și aceasta, și aceasta, acceptăm totul, totul e lumină divină, nu există nepermis, nu există impur. În timp ce celălalt curent se supune liniei upanishadice a lui neti, neti. Nici aceasta, nici aceasta. Eu nu sunt nici corpul, nu sunt nici suflurile subtile, nu sunt nici mintea. Sunt conștiință și fericire fără formă. Și Shankara Jani. Mihai, aș continua puțin tot cu tine, să ne spui ce este de fapt Kriya Yoga și care este locul ei în spiritualitatea hindusă și universală. Bine, o să împart asta cu prietenul Dan Fleșaru, aflat alături, suntem amândoi vechi.
în branșe și colaborată. Kriya Yoga, aș putea spune că e un lucru minunat pe care India l-a dat umanității. Una dintre problemele importante ale omenirii în prezent, din punct de vedere al spiritualității, este legată de identitate și de această conștiință de trib, ca să zic așa. Adevărata spiritualitate, cel puțin aceasta e credința mea, este religia adevărului și, prin urmare, toate formele pe care le-a căpătat sunt forme pe care noi oamenii le-am construit, nu neapărat forme pe care ultima realitate a vrut să le manifeste. Ele au fost necesare și sunt necesare într-un anumit spațiu cultural, dar acum trăim într-o lume foarte complexă și este necesar să ne deschidem către tot. Am vrut să spun la evenimentul precedent că există, dacă nu mă înșel, chiar în Scriptură, în Scriptura creștină, o formulare că toate cele ascunse se vor dezvălui. Cred că a venit această vreme, au semnalat-o și alții și de aceea Kriya Yoga este foarte adecvată omului contemporan. Spuneam în testimonialul meu, indiferent în ce credem, toți respirăm. Kriya Yoga se bazează în principal pe respirații, chiar o formă destul de simplă față de alte forme sofisticate de respirație. Sigur că la nivelurile înalte, ceea ce numim noi respirație, care este de fapt un efect al unei componente subtile, a unui suflu subtil, devine altceva, este acea prana, care în viziunea kriyabanilor, a practicanților de kriya, este totul. Deci, întrebat un maestru de care suntem toți oarecum, nu știu, atașați, nu știu, nici cuvântul bun, dar suntem în legătură cu el, Swami Nityananda Giri, care este un maestru din linia kriya, spunea că pentru el prana este realitatea ultimă. Asta trebuie luată, cum se spune, cu o grăunță de sare, pentru că se poate dezbate sintagma, dar aceasta e ideea, această forță a vieții, forță universală a vieții, este pentru kriyaban instrumentul lui de lucru. Întrucât toți suntem vii, că suntem aici și ne mișcăm, și întrucât toți respirăm, kriya este pentru toată lumea. În plus, este o practică simplă și a fost proiectată pentru ceea ce numesc ei layman, grihasta, householder, adică cel care ține o familie, laicul lumii. Deci în timp ce alte tehnici sunt destinate unor retreat-uri lungi, sunt pentru călugări, Kriya Yoga este pentru omul de la el de acasă, doar că trebuie să-și asume minim 2 ore de practică pe zi. Ceea ce, da, e un commitment, dar asta dacă vrei să faci spiritualitate adevărată. Dacă nu, oferta e mare chiar și la acest ridicat. Deci cam asta este Kriya Yoga, o formă de meditație bazată pe respirație pe care poți să o faci la tine acasă după ce ai primit inițierea, pentru că regula inițierii și a liniei de maestri este aceeași în spiritualitatea tradițională. Noi 3, de exemplu, am fost inițiați de Swami Nityananda. Și după aceea fiecare după măsurile lui. Există multe afinități cu multe tradiții ale lumii, se face referire, există un mare nume pe care trebuie să-l spunem, Paramahansa Yogananda, care a răspândit Kriya Yoga în Occident, a avut, aș spune, ingrata sarcină să trezească spiritual pe americani în 1920-30. Inițial s-a uitat la el ca la o ființă stranie și sunt multe povești de spus, dar n-avem timp acum, dar până la urmă i-a convins și a lăsat o linie. E adevărat, față de linia tradițională este puțin mai diluată, să zicem, deci nu i-a solicitat atât de tare pe principiul acela pe care îl spunea Antonie cel Mare, că dacă întinzi un arc prea mult, îl rupi. E, așa și cu oamenii, trebuie să iei încet. Însă, în orice caz, a adresat această spiritualitate hindusă occidentalilor. Și Kriya Yoga a ajuns în Occident și este accesibil. Mulțumim, Mihailiță. Dan Fleșaru, ești probabil cel mai activ promotor al tradiției Kriya Yoga în România. Având meritul de a aduce în mod repetat aici un maestru autentic al tradiției, pe Swami Nityananda Giri, aș vrea să ne vorbești puțin despre grupul de practică structurat în jurul acestui maestru spiritual. Bună ziua,
ziua și bine v-am găsit. Țin să îi mulțumesc lui Mihai Liță și lui Sorin Lucaci pentru faptul că sunt aici și editurii Herald prin Victor, care scoate într-un ritm destul de bun și publică foarte multe cărți care conțin informații de valoare și care pe mine personal, ca practicant, mă ajută să-mi clarific anumite lucruri pe care le fac în practică. Așa cum spunea și colegul meu Mihai, împreună cu el, încă din 2015 și cu suportul lui nemijlocit, aducem un maestru autentic care vine de pe linia directă a lui Sriu Teșvar, este vorba de Swami Nityananda Giri, a fost și anul acesta, o să fie și anul viitor. Eu personal în acești ani am mers cu acest călugăr în București și mai multe orașe din țară, sunt grupuri de practică. Pare că încet, încet cria intră în casele oricărui om, mai ales că această tehnică nu implică să ne schimbăm tradiția, să ne schimbăm religia, să ne schimbăm comportamentul, pur și simplu trebuie să o practicăm. Nu are zeii din panteonul de zei pe care noi știm din tradiția indiană, pur și simplu nu are vizualizări, este o tehnică curată care implică doar o practică și ceea ce simțim. Despre cartea lui Stevens, pot să spun că este o carte care se adresează, este o carte unde tehnicile sunt cele care efectiv se practică în școlile de yoga. Dacă ne uităm la capitolele privind inițierile, observăm că fiecare inițiere aduce cu ea anumite tehnici, iar în măsura în care accesăm următoarea inițiere, mai adăugăm la ceea ce deja am primit încă o tehnică și încă o tehnică până ajungem să liniștim mintea, pentru că acesta este scopul principal al tehnicii de kriya și a yoga în general, suspendarea activității minții și implicit intrarea într-o stare de vid, stare care ne aduce cunoaștere, trăire și o împăcare și o centrare în noi. Cartea în sine este și o reacție a lui Stevens cu privire la diferența foarte mare dintre tehnicile de kriya ale mai multor școli de yoga care provin de la aceeași ființă spirituală, este vorba de la Hiri Mahasaya. Dacă o să parcurgeți conținutul cărții, este important să știți și motivele pentru care, sau ca să aflăm motivele pentru care această carte a fost scrisă, trebuie să urmărim puțin și evoluția lui Stevens, evoluția spirituală, care după o perioadă foarte lungă de timp, însemnând 10 ani de zile, de practică intensă pe Kriya Yoga, el fiind un aspirant perseverent, a observat că nu obține rezultatele necesare. Și într-o discuție pe care am avut-o cu un maestru în urmă cu ceva timp, acesta îmi spunea că dacă o tehnică o practici 3 luni de zile și nu obții niște rezultate care să te impulsioneze, gen o stare de bucurie, o stare de liniște, înseamnă că tehnica nu este corectă sau nu ai primit instrucțiunile care trebuie. Astfel, în acest punct s-a aflat și Stevens după 10 ani de practică și a început să studieze mai mult, a început să traducă texte direct din sanscrită, s-a deplasat în India, a practicat, a luat legătura, s-a conectat cu maestrii de kriya și a dat seama că tot ce a învățat el pe acea linie pe care o practicase 10 ani de zile era foarte departe de conceptul și de tehnicile pe care la Hiri Mahasaya, cel care a răspândit această tehnică în România, le-a promovat cât timp a fost în viață. Și dacă ne întoarcem puțin la sfârșitul secolului XVIII și poate chiar mai în spate, în care Patanjali afirmă de kriya că este o tehnică care implică și accelerează foarte mult evoluția noastră spirituală, pe parcursul ultimilor 2000 de ani, aceasta s-a pierdut din punct de vedere practic, astfel că la sfârșitul secolului XVIII, prin Babaji, patronul spiritual al Himalayei, la Hiri Mahasaya învață aceste tehnici și începe să le predea, căpătând astfel și o multitudine de maeștri. Ca să înțelegem de asemenea motivul pentru care
Spivă a scris această carte și diferența dintre cele dintre liniile de yoga, trebuie să analizăm puțin și personalitatea lui Lahiri Mahasaya. Acesta, având o cultură foarte vastă, a fost capabil să personalizeze anumite tehnici pentru anumiți discipoli care aveau anumite handicapuri. De exemplu, dacă cineva nu avea o mână, extragea din tehnicile de bază, tehnicile care implicau partea fizică. Sau dacă altcineva avea o capacitate intelectuală mai mică, atunci scotea acele informații și adăuga sau îi dădea o tehnică în felul acesta. Cel care a primit o astfel de tehnică a considerat că este o tehnică generală și una privată și astfel au apărut mai multe linii de yoga care în realitate s-au îndepărtat de adevărata practică spirituală. Ce face Stevens împreună cu alți trei practicanți de Kriya? Este vorba de Swami Nityananda Giri, care a scris cartea Kriya Yoga Force of Life, și mai este un italian, vreau să citesc ca să nu greșesc, Ennio Nimis, care a scris cartea Kriya Yoga Experiența Personală. Ei bine, acești trei practicanți au publicat aceste cărți tocmai pentru a valida ceea ce deja practicau alți maestri. Și dacă mă întrebați pe mine, eu am pus această întrebare și lui Nityananda, două întrebări am pus. Una a fost de ce a scris cartea și a doua de ce a revelat aceste secrete. La prima mi-a răspuns în același motiv și în același sens cum și Stevens a scris cartea, a zis că vrea să dea o linie clară la cei care practică Kriya, iar în ceea ce privește secretul, tot acesta mi-a mărturisit că în momentul în care a început să scrie cartea, și a început să studieze texte din sanscrită și din limba lor locală din jurul orașului Puri și a dat seama că toate aceste texte, toate aceste tehnici erau în cultura spirituală indiană. Meritul de a le pune într-o anumită ordine îi devine lui Lahiri Mahasaya și, într-adevăr, tehnicile sunt de așa natură încât în momentul în care practici una, te deschide psihologic, intelectual și vital către următoarea și uite așa. Mai departe. De asemenea, vreau să vă formez și o idee de ansamblu, pentru că Stevens menționează cele 7 inițieri în Kriya. Primele două Kriya sunt mai mult pentru a amplifica prana și pentru a o gestiona și a ne familiariza cu ele, iar următoarele tehnici au natura de a simplifica. Este ca o ceapă în care rând pe rând îi eliminăm foile. Astfel că, în final, ajungem să ne concentrăm pe o singură tehnică, iar după ce reușim, pur și simplu renunțăm și la această tehnică. L-am întrebat pe Swami Nityananda de ce această structură. Și el mi-a zis că tot ce facem, mintea nu este concepută ca să se concentreze pe un singur punct, astfel că trebuie să-i dăm mai multe puncte, iar în final, când puterea de concentrare și maturitatea noastră devine, crește, reușim să renunțăm la ele și în final să lăsăm să rămânem într-o stare de suspendare a minții. Dacă ar fi să concluzionez ceea ce am spus acum la trei idei, este faptul că această carte este o carte eminamente practică. De asemenea, contrazice puțin ceea ce noi am, mai exemplu, relația maestru-discipol, în sensul că Stevens, raportându-se la ceea ce spunea la Lahiri Mahasaya, maestru este un învățător, nici de cum un guru care are o autoritate absolută asupra discipolului. Și încă un exemplu pot să vă spun, este relativ la faptul că Lahiri Mahasaya nu a vrut să fie fotografiat, tocmai pentru faptul că a considerat că după moartea acestuia sau în timpul vieții, mulți se vor raporta la poze ca la maestru interior, ori adevăratul maestru este în interior. Acestea fiind spuse, dacă, cu siguranță, cei care vor să aibă o continuitate, noi o să avem și un seminar pe 7 decembrie, tehnici preliminare. În tradiția Kriya se spune că este important să practicăm anumite tehnici care au ca drept scop purificarea noastră și abia după 6 luni de zile urmează și inițierea. Acum, primăvara aceasta sau anul viitor o să vină și Nityananda, dar cei care vor pot să vă contacteze și să obținem un telefon sau o conexiune într-un fel sau altul. Mulțumesc!
Fleșaru, Dan Draica. Datorită susținerii materiale oferite de tine și de alte câteva persoane care și-au dorit să păstrăm discreția asupra numelui lor, această carte a ajuns în România. De ce ți-ai dorit atât de mult să aduci această carte în peisajul spiritual românesc? Și mai ales, care a fost, să spunem, itinerariul, traseul, parcursul de la idee la publicarea acestei cărți? În primul rând, bună ziua! Mă bucur că sunteți aici la un eveniment special, cred eu. Trebuie să încep prin a spune că este prima traducere de Cria Yoga care apare în România. Așa cum a spus Dan Fleșaru, nu este pe linie tradițională, este scrisă, dar este scrisă din America, dar consider că este un mare pas înainte de la nu avea niciun fel de lucrare accesibilă în limba noastră. Este o carte serioasă și cu învățături puternice pe linia cuie. Această carte are o poveste în sine, a fost descoperită în ediția în limba engleză de către un prieten care a trecut printr-o suferință mare la un moment dat și care a început să-și caute calea. El mi-a recomandat această carte, fiind un limbaj specializat, eu m-am descurcat foarte greu și atunci ne-am gândit ideea că ar trebui ca această carte să apară în limba română. Și a fost un lanț de aventuri și de peripeții împreună cu asociatul meu, cu traducător. Traducerea s-a blocat de câteva ori, așa am ajuns să-l cunoaște pe Vlad Șovărân. Și pe lângă faptul că ne-a îndrumat și ne-a ajutat să terminăm traducerea, am mai făcut un lucru extraordinar. M-a prezentat domnului Uniță și așa am ajuns la editura Hera. Pentru că tot timpul mă gândeam că nu voi avea capacitatea să fac ca această carte să realizeze destinul, adică să ajungă la oamenii interesați. Și a fost o idee extraordinară, pentru că editura Hera face lucruri deosebite și această carte se înscrie în această linie. Și eu sunt foarte mulțumit și fericit că această carte acum e în fața dumneavoastră și cred că de undeva de acolo de sus sau de peste tot și Lahiri Mahasaya e mulțumit că învățătura lui a ajuns în România așa, după multe peripeții și obstacole. Dan Draica, aș vrea să te rog să mai adaugi câteva cuvinte, să ne spui, dacă poți. Aș insista pe necesitatea susținerii acestui gen de cărți pe piața românească și să vorbim și despre utilitatea lor în lumea în care trăim. Da, acum eu nu sunt un mare specialist. Dan Fleșaru, eu cred că a expus bine acest unghi al necesității acestei învățături CRIA. Unele curente spun că învățătura CRIA este cea mai puternică învățătură yoga, că este calea cea mai rapidă de a-ți găsi calea și a ajunge la ceea ce numim eliberarea, adică revelarea sinelui. Sunt și aici diverse abordări. Eu, în principal, pentru acest motiv am vrut ca această carte să apară. Mi s-a părut că este o învățătură foarte puternică, relativ accesibilă ca practică. La Kirima Hasaya a lucrat la căile ferate și a ieșit la pensie ca orice lucrător, a avut familie, trei copii, cred, dacă nu mă înșel. Și tocmai asta este marea lui învățătură, că poți să fii un sfânt trăind în lume, dar nu ca lume. Și cartea aceasta, pe lângă partea de practică, de asană, de exerciții, are și o parte de filozofie, ca să spun. Explică aceste principii. Și asta cred că o face extraordinar de
accesibil. E o carte, după părerea mea, un mare câștig pentru doritorii de practică yoga. Mulțumim foarte mult, Dan Draica. Mihai Liță, știm că ai colaborat cu Dan Fleșaru în ceea ce privește susținerea învățăturii Kriya Yoga în România. Aș vrea să ne vorbești puțin despre viitorul acestei practici spirituale în România, inclusiv din perspectiva, până la urmă, din perspectiva apariției acestei cărți. Faptul că ea constituie cumva baza teoretică pentru orice doritor practicant sau inițiat în Kriya Yoga. Da, sunt mai multe lucruri de spus aici. Înainte să-ți răspund la întrebare, o să completez puțin ce au spus prietenii mei, că nu-i niciun secret, suntem prieteni și în afara evenimentului și toți suntem mai mult sau mai puțin, cum zicea Cața, avem cu mai mult sau mai puțin români. Nu suntem mai mult sau mai puțin criabani. Dan e cel mai carnic dintre Dan Fleșaru, dintre noi. Într-adevăr, este un lucru foarte important și asta trebuie punctat din nou, că Lahiri Baba, Lahiri Mahasaya, cel care, fondatorul uman al Kriyei, a fost un laic. Un laic, n-aș spune comun, dar un laic obișnuit din punct de vedere al programului său zilnic, să zic așa. A avut responsabilități de familie, responsabilități sociale și a găsit timp, sigur că era și o persoană deosebită încă de la început, dar a găsit timp să practice. Și a răspândit această linie. Acum trebuie să vă mărturisesc că și această mare lume a Kriyei nu este ferită de diviziuni și orgoli. Și aici atrag atenția asupra unui singur lucru legat de această carte. La momentul apariției ei, cred că 2013 este anul, a fost o carte unicată. Eu m-am zbătut 6 luni de zile să o obțin și în general obțin cărțile pe care mi le doresc destul de repede. Abia apăruse. Era prima carte care, după cea a lui Ennio Nimis, care nu e propriu-zis o carte, este ceva care se tot reînnoiește, se tot înnoiește, pardon, în fiecare an. El zice că nu vrea să-i dea aspectul de carte, ci pur și simplu să adauge mereu ca într-o bază de date. Această carte este prima carte de Kriya Yoga care a încălcat legământul secretului, să zicem așa, care există în Kriya și a dezvăluit anumite tehnici. Asta era vestea bună pentru căutătorii curioși sau dornici de cunoaștere. Vestea nu neapărat rea, dar ceea ce trebuie spus e că totuși autorul este un practicant care, din nefericire pentru el, n-a nimerit poate cea mai bună linie de Kriya, acolo de unde a plecat, ca să ne înțelegem, și atunci ceea ce a făcut el este o imensă muncă autodidactă. Și din acest motiv de vedere, din acest punct de vedere, sunt zone din carte care, în care recunoaștem tehnicile Kriya tradiționale, pe care practic le au toate liniile, că până la urmă, dacă iei lista de tehnici Kriya, ca să vă explic, e un complex, e un set de tehnici, 7-8, depinde de la școală la școală. Pe lista lui Lahiri sunt 4. Dar nu contează asta. El adaugă o sumă de alte tehnici care nu fac parte din Kriya Yoga. Sunt tehnici yogine, sunt tehnici valide, au fost făcute mulți ani, dar nu sunt propriu-zis Kriya Yoga. În ceea ce privește inițierile superioare, cum le spune el, și aici există păreri diferite, care este numărul de seturi de Kriya și ce conțin ele. Deci, orice cunoaștere care ne vine printr-o carte este o cunoaștere atât informativă cât și formativă. Este datoria cititorului să-și exercite discernământul și să aleagă greul de neghină, cum se spune, în orice carte e valabil, nu e vorba numai de asta, și să folosească pentru el, într-un cadru intelectual pe care și-l formează citind aceste cărți, să-și aleagă ceea ce îi se potrivește și apoi să verifice cu alte lucrări conținutul respectiv. Este valabil în toată tradiția indiană. Se citesc mai multe tratate și ele se confirmă unele pe altele. Acea confirmare este semnul că e o informație care vine de dincolo de nivelul uman. Pentru că altfel, un om, căpătând
având autoritate, e valabil, de exemplu, în tradiția Shrividya, unde gurușii se ceartă ce să pună și ce să scoată din ritual, cu propria lor autoritate. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu e, deși sunt niște maestri, eu personal nu subscriu la acest gen și tradiția nu subscrie. Deci linia, firul roșu, cum e o sintagmă așa mecanicistă, trebuie urmat ca să urmăm o tradiție. În momentul când ieșim în afara acestei curgeri continue, auca se cheamă, ieșim în afara tradiției. Nici asta n-ar fi nicio problemă, dar trebuie să fim conștienți că suntem pe barba noastră, cum se spune. În ceea ce privește Kriya Yoga în România, prima dată când, de care știu eu, când a venit un maestru Kriya în România, a fost în 2009 sau 10, da, nu mai țin minte, când am luat mulți de pe aici inițierea. Atunci m-am și cunoscut cu Dan. Dan are marele merit că l-a adus pe Swami Nityananda. Trebuie să vă spun că e un dar foarte important ca un maestru să vină în țară, într-o țară, în fiecare an. În felul ăsta poate să vegheze asupra celor care practică și să le atragă atenția unde fac bine, unde nu fac bine, unde nu fac nimic, că și asta se petrece cel mai adesea. Este foarte prețios cineva care vine. E mai prețios, aș spune, în cer iertare, e o părere personală, cineva care n-a atins ultima realitate, de altfel eu personal n-am pus mâna pe un astfel de om până acum, poate n-aș știut eu să-l văd nicio problemă, dar care vine odată și pleacă, pentru că mă îndoiesc că poți să înțelegi pur și simplu, mă rog, e o discuție, această transmisie de grație, dar cineva care vine în mod sistematic și realizează cu tine acea practică și reînnoiește acea împuternicire și are răbdare și explică, Swami Nityananda are o conferință de 2 ore la care vă invit să participați și în care spune mereu același lucru. Occidentalul este scandalizat. Dom'le, eu vreau să aud lucruri noi. Păi da, dar lucrurile acelea din conferință sunt exact lucrurile de care ai tu nevoie și exact lucrurile pe care niciunul dintre noi nu le face. Din acest punct de vedere, eu zic că viitorul Kriya în România este luminos, aș spune, pentru că Swami Nityananda va continua să vină și au mai venit și din alte linii, așa că sper că o să fie bine. Da, îmi câștig pentru toată lumea. Mulțumim foarte mult, Mihai Liță. Aici încheiem evenimentul nostru, Secretele Învățăturii Kriya Yoga și de asemenea lansarea noii colecții yoga în portofoliul editurii Herald. Un eveniment prilejuit de lansarea cărții Kriya Yoga, Secrete Revelate, Manual Teoretic și Tehnic de G.S. Stevens. Le mulțumim invitaților noștri, Dan Fleșaru, Dan Draica, Mihai Liță. Și vă așteptăm la următorul eveniment aici la standul editurii Herald, începând cu orele 16, vom vorbi despre Dalai Lama. Mulțumim mult!